Echipa Centrului de Integrare și Terapie Ocupațională pentru Persoane cu Dizabilități a participat în perioada 2-3 octombrie 2014 la Suceava la concursul Europe Affiche, aflat la cea de-a treia ediție, clasându-se pe locul al doilea. Acest concurs s-a adresat adolescenților și tinerilor adulți cu deficiență intelectuală, ideea de bază a acestui proiect fiind ajutorarea tinerilor cu dizabilități intelectuale, valorificarea abilităților și competențelor practice, dar nu în ultimul rând abilitățile de comunicare. A fost vorba despre cea de-a treia ediție a concursului Europe Affiche, organizat de Fundația Jérôme Lejeune din Franța, Ambasada Franței în România și Direcția de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului din Suceava. Concursul este unul dedicat persoanelor, adolescenților și tinerilor adulți cu deficiențe mentale și în fiecare an abordează câte o temă stabilită de organizatori. Anul acesta tema a fost cetăți, castele medievale din Europa, legendă, istorie, arhitectură. Și concurenții au avut, sau echipele să spunem, au avut de realizat un afiș în care să apară reprezentanți și, mă rog, după ideile fiecăruia, steagul Uniunii Europene și trei castele reprezentative din Europa, unul din România, castele sau cetăți medievale și două din alte țări la alegere. Gazdele s-au străduit să ofere cele mai bune condiții. Concursul a avut loc la Hotelul Zamca din Suceava și, într-adevăr, am avut parte de un decor și de o sală și de pregătire extraordinare. Toate au fost asigurate, din câte am înțeles, și cu susținerea multor sponsori din județul Suceava. Echipele au fost cazate de pe 2 octombrie acolo, au avut și un program de socializare, de vizite în județul Suceava și pe data de 3 octombrie a fost efectiv concursul. Juriul a fost format de 11 persoane, din care 3 au fost din partea Fundației Jérôme Lejeune din Franța, din partea Ambasadei Franței în România și alte persoane desemnate de organizatori. Am obținut locul 2 în cadrul acestui concurs și beneficiarii noștri, deci fiecare echipă a fost formată din 4 persoane cu dizabilități, un însoțitor și un coordonator. Atât participanții, persoane cu dizabilități, cât și însoțitorii și coordonatorii au primit și o serie de premii acolo oferite de sponsorii concursului sau sau participanții, persoane cu dizabilități, au primit premii de la Ambasada Franței. Deci, ambasadorul Franței, neputând veni la această acțiune, au oferit tuturor tinerilor câte un premiu consistent și, de asemenea, un premiu pentru organizație, pentru fiecare echipă, un premiu care, de fapt, să se întoarcă la organizație, de care se poată beneficia și ceilalți asistați. Iar noi am primit o tabletă pentru ei. Am zis că asta îi va sprijini cumva și putem folosi în activitățile de terapie ca să învățăm să folosească și tehnologia modernă. Concursul Europe Affiche a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, iar echipa formată din 4 beneficiari, care sub directa coordonare a unui psihopedagog și a unui asistent social, a reușit această frumoasă performanță.